despre România. Este România infractorilor politici și economici. România lor este statul privatizat în folosul unor clanuri de foști nomenclaturiști politici și economici ai statului socialist. Fie că vorbim despre directocrații tranziției, securiștii, oameni de afaceri sau foștii birocrați din structura Partidului Unic. Ei, ca și în cazul altor state din lagărul socialist, au fost beneficiarii direcți și unici a ceea ce vechiul regim numea cu mare emfază proprietate obștească. Acestor nemernici li s-au asociat după 1989 diversi bișnițari, acei agenți ai economiei subterane care au preluat cu japca structurile economiei statului român. Aceasta s-a făcut sub protecția politicienilor, indiferent de eticheta lor ideologică. Ei au oferit acestor golani posibilitatea să-și construiască adevărate imperii financiare în defavoarea unei națiuni sărăcite și lipsite de capacitate de ripostă după deceniile de dictatură comunistă. Aceasta este România lor, doar a lor. România în care au prosperat cu nesimțire, pe care au aservit-o în totalitate și pe care au controlat-o în mod represiv prin forțe de ordine obediente, atunci când au izbucnit mici revolte sociale care puneau în pericol noua lor ordine. Era ordinea socialiștilor bogați și gata de orice tranzacție antinaționale, în măsură în care aceste tranzacții le ofereau posibilitatea acumulării de capital pentru ei și pentru familiile lor. România lor a fost feuda pe care au concesionat-o corporațiilor transnaționale și au vândut-o la bucată asemenea a unor precupeți de joasă speță. Comisioanele uriașe au îngrășat și mai mult averile lor porcine pe care a crescut șunca lor financiară nesimțită. Nu ne-au întrebat dacă au dreptul să înstrăineze ceea ce nu le aparține. Nu ne-au întrebat nici dacă existăm. Acești oameni au condus și conduc statul român. Ei sunt o specie de prădător conturată ca structură în perioada tranziției. O specie needucabilă și cu care nu se poate negocia pe teren social. Pentru această specie nu există lege, nu există umanitate și nu există posibilitate de reformare. Este o specie incurabilă. Aparatul de justiție a fost o unaltă docilă în mâinile lor, menită să acopere faptele și să întârzie verdictele. Condamnările propriu-zise au fost fie răzbunări politice, fie un banal praf în ochi pentru imaginea externă a României. Marile escrocherii se fac mereu în cârdășie și cercul suspecțiilor este mult mai larg în cazul unei serioase anchete judiciare. Aparatul nostru de justiție nu a lărgit niciodată aria cercetărilor. Au scos în față unul sau doi vinovați cu scopul de a prosti opinia publică, desigur, sătură de atâta nedreptate, și de a face Europa să creadă într-o Românie în care justiția funcționează și în care a pornit procesul de eradicare a corupției. Europenii au acceptat cu perfidie teatrul clasei noastre politice, pentru că interesele lor de culise erau mult mai importante decât edificarea reală a unui stat de drept în România. Vorba al lordului Palmerston, un politician versatil al veacului al XIX-lea, zicea: nu avem prieteni veșnici, doar interesele noastre sunt veșnice. Națiunile chiar nu contează. Aceasta este logica celor puternici care stăpânesc peste ferma animalelor bipede. Pentru ei asta am fost și asta vom rămâne. Acesta este adevărul. Este România capetelor plecate. A spune România noastră este o formulare, cum să spun, lipsită de conținut. Este, până la urmă, o irealitate. România noastră nu mai există de mult. Nu a existat nici înainte de 1989. Atunci, în acel an al, să zicem, visului libertății și al demnității, am crezut pentru o clipă în existența României noastre. Am ratat. Era previzibil.
Am înțeles prea târziu. A fost atunci o banală schimbare de regim și nu o reală și necesară schimbare de sistem. Foștii tovarăși ne-au arătat foarte repede faptul că România a rămas tot a lor și s-au străduit al dracului de bine să o demonstreze. Cine suntem noi cei care am avut tupeul să credem în existența unei România noastră? Suntem imbecilii și lașii care nu au făcut efortul să se trezească din frica deceniilor de dictatură comunistă. Suntem cei care nu am cerut cu duritate o democratizare a României și nu am trecut la o acțiune directă, la o revoltă prin nesupunere față de un stat injust. O reală nesupunere civilă față de acest stat. Noi am acceptat în noua lor ordine, politică și economică, și am permis acest compromis permanent. Nu am înțeles că între noi și ei nu a existat și nu va exista pace socială. Viitorul previzibil al României este în favoarea României lor. Ce putem rememora din România noastră? O iluzorie, explozie de descărcare nervoasă a mulțimilor și de încredere romantică într-o democrație posibilă? O piesă de teatru politic cu personaje adevărate în care regizorii erau aceiași tovarăși de partid, tovarăși care își pregăteau metodic supraviețuirea și păstrarea vechilor privilegii, indiferent de posibile traiectorii ale istoriei? Rememorăm înlăturarea unui lider absolut, prin a căruia excludere se făcea loc unei plutocrații neocomuniste ce urma să dividă și să privatizeze în interes personal nerentabila proprietate socialistă cu ajutorul directocraților și a elementelor active ale securității? Să rememorăm eșecul ulterior a unei opoziții și a unei piețe a universității lichidate cu ranga minerească în cel mai autentic stil bolșevico-caghevist? Să rememorăm o social-democrație pe care o putem defini la modul lui Petre Suțea ca fiind un autentic lapte bătut al comunismului? Să rememorăm realitatea unui românii perfect adaptat la dictatură, care a mers la vot tovărășește și a dat votul echipei Iliescu et Comp? Fapt care a demonstrat că omul de tip nou a constituit un experiment reușit după decenii de dictatură de stânga? Putem rememora o Românie în care a fost ignorat cu obstinență aplicarea punctului 8 de la Timișoara, după cum neaplicarea unei legi a lustrației a permis restaurarea in integrum a elitei comuniste în funcții de stat și puncte de comandă? Rememorez faptul că torționarul Alexandru Drăghici a fost lăsat să se stabilească la Budapesta, unde a și decedat la scurt timp, în 93, fără să fi răspuns pentru marele mecanism genocidal pe care l-a patronat. Rememorez cum generalul Pleșiță apărea netulburat la o televiziune publică și declara cu seninătate că a lichidat dușmanii Ordinii Populare. Se lăuda cum l-a bătut pe Paul Goma, cum i-a rupt oasele bărbosului și cum avertizau ei pe inamicii comunismului din diaspora că mâna securității e lungă. Rememorez imaginea torționarului Alexandru Sergeievici Nikolski, care afirma fără cea mai mică urmă de remușcare faptul că și-a făcut datoria față de ordinea stat socialistă. Rememorez de asemenea atitudinea sfidătoare a colonelului Alexandru Vișinescu, ucigașul de la penitenciarul din Râmnicu Sărat. Rememorez o Românie în care ucigașii inginerului Gheorghe Ursu au rămas nepedepsiți, iar actele de teroare comise rămân să bântuie încăperile terorii în ceea ce a fost odată penitenciarul din Calea Rahovei. Pe acestea le putem rememora. Aceasta este țara în care trăiești. Ține minte, popor de Mucovat.